În plin război, trupele NATO din Afganistan și-ar putea schimba comandantul. Generalul american Stanley McChrystal ar putea fi destituit după o serie de remarce ironice la adresa propriului său guvern. Președintele Barack Obama l-a convocat pe general la Casa Albă pentru o discuție între patru ochi, dar presa susține că McChrystal și-a redactat deja demisia. Ultimul număr al cunoscutei reviste Rolling Stone o are pe copertă pe Lady Gaga, dar ascunde o adevărată bombă de presă în articolul consacrat unui personaj mult mai serios, generalul Stanley McChrystal. Știind prea bine că declarațiile sale vor fi publicate, generalul nu ezita să califice drept dureroase discuțiile de anul trecut cu președintele Obama, căruia îi solicita mai multe trupe. McChrystal s-a declarat trădat de ambasadorul american la Kabul, care nu i-a susținut cererile și a făcut un joc de cuvinte deloc amiabil pornind de la numele vicepreședintelui Joe Biden. Se pare că articolul l-a înfuriat pe președintele Obama, care și-a măsurat totuși cuvintele în public. I think it's clear that the article in which he and his team appeared showed poor judgment and but I also want to make sure that I talk to him directly before I make any final decision. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a confirmat că Obama nu exclude demiterea generalului. McChrystal a prezentat scuze, iar președintele afgan Hamid Karzai s-a grăbit să ia apărarea, declarându-l cel mai bun comandant aliat din Afganistan de la începutul războiului. Eventuala înlocuirea generalului s-ar produce într-un moment foarte delicat. Ofensiva împotriva talibanilor avansează mai greu decât se prevedea și tot mai mulți americani consideră că războiul nu merită să fie continuat.